Be a traffic survivor. Rock driver. Rock FM. Eu te-am intrat mai devreme, dar am știut eu și de ce. Mi-am luat așa o marjă de siguranță, că presimt așa că am mai mult de discutat cu domnul aici de față. Bună ziua, domnul Dan Byron, bine ați venit. Bine v-am găsit. Așa, gata, am reglat și vocile, suntem super ok. Au anunțat-o și colegii mei, au anunț și eu prezența dumneavoastră în studioul Rock Driver. Se datorează apariția unui nou album, Byron, care va să vină, e pe 6 octombrie lansarea, că turneul... Păi nu, pe 6 octombrie e începutul turneului. Stai mă, uite, pe 6 octombrie lansează cel de-al practic tot turneul e un turneu de lansare. Deci, fii atent, pe 6 octombrie trupa Byron lansează cel de-al 8-lea material discografic intitulat Efemeride. Deci, da, fii atent, știi la ce se referă comunicatul? Se referă la faptul că pe 6 octombrie intră pe tot streamingul posibil. Aha. Știi, atunci apare albumul, practic. Am înțeles, dar lansarea propriu-zisă, care e cu lume, cum se face? Partiul este tot turneul. Partiul tot turneul? Păi nu. Stai mă. Deci acum, luminează-mă, tu ți-aduni prietenii într-un loc să asculte, în București, după care plecați în turneu. Da, aia e o audiție care o se întâmple înainte de lansare, după așa. Care plecăm în turneu. E publică treaba asta cu audiția sau doar așa între... Nu, e între prieteni. Între prieteni, am înțeles. Da. Ok, asta am vrut să zic. Și mă simt onorat că am fost și eu invitat acolo, chiar am niște blugi noi, nu știam unde se fost. Așa. Dane, de când se lucrează la albumul ăsta? Pentru că, din câte am observat eu așa, voi nu faceți treburile foarte repede. Sau cel puțin tu, că tu ești capul răutăților la Am Byron. Început să ne mișcăm mai greu, e adevărat. Dar asta, păi, asta nu e ceva rău. Se întâmplă din mai multe motive. Una la mână, nu mai există miză. Știi? Adică nu mai avem de ce să ne grăbim, să scoatem repede că dispărem. Nu avem deja o bază, există niște albume, adică sunt 7 albume deja apărute, ăsta e 8-lea. Avem ce cânta, nu e problemă, știi? Da, da, îmi imaginez că și, nu știu, încetinirea motoarelor se datorează și faptului că v-ați mai, nu știu, ați mai încărunțit puțin în, așa, și le faceți mai așezat. Să știi că și de-aia, adică le facem mai așezat, că am tot întârziat, spre exemplu, noi trebuia să scoatem albumul ăsta anul trecut în primăvară. Și ce v-a oprit? Pentru că l-am tot amânat, că nu consideram că e gata. V-au oprit și cântările? Pentru că aveți, slavă Domnului. Avem foarte multe cântări și da, e adevărat că dacă ai, nu știu, 3 cântări într-o săptămână, da, mai stai 2 zile să zaci. Și după aia, dacă mai ai încă 3... Da, mă, și cu drumurile astea prin România. Deci, asta le spuneam și prietenilor mei, că am avut și eu foarte multe evenimente în vara asta, dar nu evenimentele în sine. Alea sunt foarte mișto și te încarcă cu energie. Cum voi vă încărcați de la public. Bă, da, drumurile. Deci pe Valea Oltului, deci drumurile din România, mai ales pe motocicletă, ca să nu spun că într-una zic tatăl nostru și ajung acasă, zici că am tras la galere, știi, după o plimbare cu motocicleta care se vrea a fi una de relaxare, cu mașina la fel, că mai pui o muzică, nu știu ce. Voi se presupune că în Dub acolo drumurile alea sunt foarte mișto, spuneți bancuri, povestiți și trece mai repede, dar nu e așa. Mai spunem bancuri, mai povestim, da, știu, dar de la un moment dat încolo, da, nu mai spunem bancuri, nu mai chiar povestim. Așa mișto cum când ai vorba ta 3 cântări pe săptămână. Efemeride este o colecție de conversații pe care nu le purtăm, o privire directă în ochii omului din oglindă. Foarte frumos. Câte piese are acest? 10 piese. E cel mai scurt din punctul ăsta de vedere. Toate piesele compuse de dumneata? Toate, cu excepția uneia care e colaborare între mine și basist Laszlo Demeter. Așa, niciun invitat, nimic? Niciun invitat. A, mai este pe o piesă un om la clarinet, dar să mor dacă te mint, eu n-am fost de față când a tras omul. Un om la clarinet pe albumul tău și nu știi cum îl cheamă? Nu, dar e foarte simplu de înțeles. Am despărțit un pic facerea albumului, știi? Eu, spre exemplu, am tras jumătate din album, l-am tras acasă. Știi, vocile. Știi, între timp, ai studio acasă, studio tău? Mi-am făcut o cameră care e studio, da. Mișto. Și e foarte mișto, adică e alt feeling. Deci știi? Te dai în primire că ești bogat, că stai la casă. Nu, stau la apartament. A, da? Da. Păi și ce spun vecinii? Păi da, nu aud. E pe căști, pe nu păi știu nu aud, nu. Am făcut probe, e ok. Pe
cuvântul meu, este prima oară când aud că, mă rog, parțial un album este tras într-un apartament din București, adică... Bine, am mai tras un album și un extended play acasă, alea solo. Aha. Sunt trase în întregime acasă. Super tare, super tare. Iar în timp ce eu trăgeam voci, Dan Georgescu, chitaristul, care și, a și produs albumul, trăgea restul de chestii care mai trebuiau trase la studio. Și el l-a invitat pe acest om, pe care nu știu să ți-l numesc acum, la clarinet, pe o piesă. Eu am crezut că a luat de undeva un clarinet, adică bar n-aveam ce a făcut el, știi? Am aflat că a fost un om care a tras pe bune în momentul în care am văzut credits. Deci n-ai întrebat, măi, cine e creștinul ăsta care nu, a venit? Adică... pe piesa respectivă, spre exemplu, mai intraseră niște sample-uri de viori. Okay. El nu trăsese viori, știi? A luat niște sample-uri, niște bănci de dată. Dar dacă afli mâine că e clarinetistul lui Salam? Care e problema? Putea să fie chiar Salam, adică... Corect, putea să fie chiar Salam. Băi, știi care e treaba? Că mi-am dat seama acum, îmbătrânit vorba ta, mi-am dat seama că, dincolo de toate diferențele astea și de urăciunile pe care le avem noi ăștia mai cu rock-ul față de ăștia mai cu manelele sau față de alții care ascultă alt gen de muzică. Așa. De fapt, eu ca muzician mă simt onorat, frate, că toată lumea se preocupă de arta asta la care particip și eu un pic. Știi? Super tare. Că sunt manele, că sunt, nu știu, trapuri, că e hip-hop. Nu contează, e foarte mișto. Uite-te câte festivaluri sunt pentru arta asta meseriașă, știi? Super tare. Bun. Am înțeles că plecați în turneu. Mamă, dar câte date aveți să nu fie de ochi. Începeți în 5 octombrie și îl terminați pe 25 noiembrie. M-aș fi așteptat ca ultimul concert să fie la cred că la pe 1 decembrie o să fie ultimul, dar ăla e de fapt concert aniversar, pentru că noi de 1 decembrie aniversăm niște ani. Câți? 17. Vai, viața mea, au trecut 17 ani. Da. Mamă, mi-aduc aminte, Byron, ce nume mișto, dar stai că așa îl cheamă pe solist. Ah, da, nu e luată. Foarte mișto. Chiar... așa are porecla, să știi. Porecla, da, da, porecla. 5 octombrie Iași, 6 octombrie Bacău, 7 octombrie Suceava, 8 Piatra Neamț, 13 Cluj, 14 Baia Mare, 27 Timișoara, 28 Drobeta, Turnul Severin, după care intrăm în noiembrie. Pe 2 în Brașov, pe 3 Bistrița, Văleleu, 4 Sibiu, 10 Băicoi. Mai există barul ăla mișto la Băicoi, de rog, mamă, ce da. Cântări se țin acolo, da. Frate. Așa, Arenele Romane din București pe 18 noiembrie și turneul practic se încheie la Galați, la prietenii noștri de la Daily Pub, pe care îi salutăm, și acolo un loc mititel, da, mă, nene, are o energie atât de mișto. Dar nimic nu se compară, e locul foarte ăla. Am fost de vreo două ori cu trupăr acolo și la un moment dat m-au chemat și pe mine să cânt două roți și îmi puneam întreba și unde urc, frate, pe scenă. Exact. Cu voie aici și cum voi. Și fanii vin efectiv pe tine, da, așa, da, da. Știi, dar te copleșesc cu dragostea lor, nu te deranjează niciodată, întotdeauna îți arată iubire, îți cântă piesele și e atât de mișto în locul ăla și sunt atât de multe locuri frumoase de genul ăsta în țară. Unde v-ați simțit cel mai bine cântând în țară, în afară de București, în țară? Să știi că sunt două orașe care sunt comparabile, deși na, nu e același lucru, că Bucureștiul are energia lui, da. Iașiul și Clujul, care amândouă sunt foarte, foarte sus. Ia să văd, unde la Cluj? În Form Space. În Form Space. Aha. Păi, na, e clubul dedicat pentru genul ăsta de muzică, să zicem. Da, eu am băut weekendul trecut o bere cu băieții de altar în Hard... ălaltul. Mm-hmm. Da, îi salut pe băieți. Foarte frumos, bilete pentru concerte sunt disponibile pe iabilet.ro, dați acolo byron.iabilet.ro. Foarte important de știut pentru cei curioși, albumul este în limba română, totalmente, așa, și zi tu cine-s băieții. Lasul Demeter la bas, pe care l-am mai menționat înainte, așa. Dan Georgescu la chitară, Sergiu Mitrofan la clape și Andrei Ilie la tobe. Așa, uite, scrie aici chitară și flaut, uite, mă uit după instrumentul ăla. Nu scrie nici în comunicatul de presă cine e nenea. Gata, m-ai făcut curios. O să fac un scop. Să ia vreun nume. Scrie pe copertă, nu e... Da. Da. Dragul meu, dacă mai e ceva de adăugat, am să te rog să adaugi în legătură. Știu că ați lansat 4 single-uri până în momentul de față. 5 deja. 5 deja. Da, noi da, o să da. Ascultăm cine sunt eu să mă opun. Este ultimul lansat. Foarte da. Tare piesa, acum o săptămână parcă. Acum o săptămână, ceva de genul, da. Așa.
Cam asta e. Și înainte de a pleca și înainte de a asculta piesa, aș vrea să-ți mai mulțumesc o dată pe această cale, pentru că, uite, mi-au trimis bikerii mesaj. Să-i mulțumim lui Dan Byron pentru faptul că susține campania Bikers for Humanity, care, by the way, a luat loc întâi săptămâna asta la Gala Societății Civile pentru proiectul de la Nucșoara. Mi se pare normal. Nu știu dacă e normal, că au fost foarte multe proiecte frumoase. Încă o dată, mulțumiri pentru faptul că ne-ai susținut și ne susțin în continuare, sunt convins. Ultima dată... Omule, eu sunt, cum să spun, sunt în continuare astonished, că nu știu cum să zic acum în românește, de ce faceți voi, așa că era normal. Atât de frumos a decurs dialogul ăla și atât de ușor, ne dai și nou un instrument, da, și a fost bătaie pe mandolina aia cu autograf de la tine și a ajuns în Paris, dacă te interesează, da, la niște români mișto, medici amândoi în Paris. Până și mandolina a plecat din țară. Da. Dane, mulțumesc mult că ai trecut pe la noi. Încă o dată pentru cei care au dat drumul aparatelor ceva mai târziu, 6 octombrie, trupa Byron lansează cel de-al 8-lea material discografic intitulat Efemeride. Și dacă vreți să aflați mai multe detalii, să știți că toată discuția asta va apărea în cel mai scurt timp sub formă de podcast, sub formă de toate alea, articol pe rockfm.ro, pe Facebook-ul nostru și așa mai departe. Cine sunt eu să mă opun? Este piesa pe care ascultăm, mai recent single de la Byron, de pe noul album. Mulțumim frumos, Dane, și mulțumesc pentru primire, pentru invitație, pentru tot. Succes oricând știi că ușa e deschisă. I know. Rock Driver on Rock FM.